Bună seara, sunt Alexandru Răducanu, suntem la o ediție specială a Canal 33 și avem niște invitați cu totul și cu totul de excepție. Vorbim despre relațiile dintre România și Israel și avem onoarea să avem în platoul nostru pe domnul consul onorific al României în Israel, domnul dr. Herman Berkovici. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine m-am găsit! Alături de dânsul, în partea stângă, doamna Doina Meisales, antreprenor, proprietarul Trustului de Presă de Limbă Română în Israel. Bună seara! Îmi pare bine că sunt aici și vă mulțumesc! Și invitata noastră obișnuită, antreprenorul Tea. Hai, Alexandru! M-am emoționat! Bună seara, Tea! Bine ai revenit în platoul de Canal 33! Bine te-am găsit. Vorbim o seară relaxată, avem multe subiecte de interes pentru România și Israel. Pregătind ilustrația pentru această emisiune, am constatat că România are niște relații privilegiate cu Israelul de foarte mult timp, încă dinainte de 1989. Dacă vreți să punctați puțin, așa ca o privire de ansamblu despre relația România-Israel, ce vi se pare semnificativ? În primul rând, România a avut un rol istoric în relațiile. România, având o relație specială atât cu țările arabe, cât și cu Israelul, a avut întotdeauna un rol de mediator și a mediat întâlniri, a mediat negocieri, așa că România a fost, România de asemenea n-a întrerupt niciodată relațiile diplomatice cu Israelul, așa cum au făcut majoritatea țărilor de după Cortina de Fier. România n-a acceptat niciodată să rupă, deși i s-a cerut acest lucru, n-a acceptat niciodată să rupă relațiile diplomatice cu Israelul și iată că există relații diplomatice neîntrerupte între România și Israel de foarte multă vreme, așa că lucrul acesta e deosebit de important și continuă, mai ales după 1989. Acest lucru a fost din ce în ce mai bine punctat, mai ales după ce avem un consul onorific atât de activ. Și care ne poate împărtăși puțin din câteva elemente de culise, dacă se pot spune, din relațiile România-Israel. Sunteți și medicul personal al premierului israelian Benjamin Netanyahu și consilier al domniei sale și ne puteți spune chiar elemente mai de actualitate. Știu că ați fost implicat în multe dintre vizitele oficiale la cel mai înalt nivel bilaterale. În primul rând vă mulțumesc pentru invitația dumneavoastră și vă doresc mult succes în continuare în activitatea dumneavoastră, care mi se pare foarte importantă. Activitatea mea ca și consul și ca și medic personal al lui Benjamin Netanyahu a început cu mulți ani înainte și cred că în 15 ani cele mai multe întâlniri care au fost realizate între personalități politice israeliene și personalități politice române au fost și prin ajutorul meu. Desigur, multe m-a întrebat din culise. În culise pot să povestesc multe lucruri, mai trebuie să stăm 3 ore să vă povestesc multe lucruri. Avem o oră și dacă aveți 3 ore, atunci eu pot să povestesc. Sunt lucruri interesante. Ceea ce este interesant, pozițiile pozitive care au fost totdeauna întâlnirile aceste foarte importante care au fost între personalitățile române și izraeliene din ambele părți. Faptul că sunt așa de apropiat de primierul izraelian și sunt și medicului personal și sunt prietenului personal a făcut ca multe din aceste realizări să fie foarte pozitive și foarte multe personalități române din toate partidele, și vreau să precizez, din toate partidele, nu avem absolut nicio preferință de niciun partid. Important pentru noi este România. Și aceste relații sunt foarte importante pentru cele două țări, și pentru Israel și pentru România. Israelul are nevoie de România, o țară foarte importantă, care poate să ne ajute foarte mult, poate să ajute foarte mult Israelul în multe, multe probleme pe care noi le avem în Europa,
și în special tot fel de probleme care sunt împotriva noastră și România de obicei este de partea noastră sau se abține. Și Israelul poate să ajute România foarte mult prin dezvoltarea tehnologică extraordinară și dezvoltare culturală și de armament care la noi este într-un nivel foarte înalt. Știu că am avut acum o opțiune de a achiziționa un echipament destul de scump. Aveam și o alternativă israeliană. Din păcate, înțeleg că s-a optat deja pentru o soluție, dar am auzit argumente din partea persoanelor care se pricep în zona de armament că soluția israeliană ar fi fost mult mai convenabilă în raportul calitate-preț și o soluție foarte, foarte performantă. Poate ar trebui să avem mai mult în vedere pe viitor ca stat și o astfel de opțiune în Israel. Tea, ești cumva între două se poate spune între două continente? Se poate spune. Suntem considerați Asia. Ce înseamnă diaspora românească în Israel? Diaspora românească este total aparte, deci unicitatea diasporei românești este că noi avem altă naționalitate, suntem evrei. Am plecat din România nu de bunăvoie, dacă ne luăm așa, îi luăm la rând, să începem, cred că cronologic, primul care a părăsit România a fost Țvica, da? După care tu. Avem 10 de ani activ în Israel. Suntem oameni care trăim cu sufletul în Israel și cu sufletul și în România. Și uite-te cum a ajuns ca un israelian, este generația a doua a supraviețuitorilor Holocaustului, care a avut loc totuși pe teritoriul României. Bun, este un Holocaust hortist, nu un Holocaust românesc, dar cum am ajuns ca un supraviețuitor a Holocaustului, a urmașilor supraviețuitorilor Holocaustului din România, să reprezinte într-o funcție diplomatică consul de onoare, să reprezinte interesele României în Israel atât de bine. Nu pentru că este un prieten drag, ci pentru că nu cred că vreodată România a avut parte de o asemenea reprezentare loială și așa cum am folosit astăzi expresia că ne-am întins pe gard, așa se spune în ebraică, lișcava la gader, pentru interesele României, Țvica, cred că n-a rămas ușă pe care să nu o deschidă în Israel și să nu ofere oportunități care nu cred că ar fi putut fi accesate fără să ai pe cineva care să simtă românește. De altfel, peste tot în lume, așa, la nivelul cel mai înalt, atât am putut eu să observ ca și jurnalist, relațiile sunt foarte mult la nivel uman și personal, mai puțin instituțional. Sunt și relații instituționale, dar dacă vedem, sunt niște relații privilegiate între lideri, între oameni. Este foarte important să ai conexiunea potrivită și recomandarea potrivită din partea cuiva, exact, în care ambele părți au încredere. Nu e o investiție de încredere. Cum se construiește o astfel de încredere? Foarte important ca să fii un om de încredere care să realizeze această legătură. Eu, cum v-am spus, eu în fond sunt israelian și sunt evreu, dar am și rădăcini foarte puternice românești, iubesc România și fac totul pentru România, ceea ce pot să fac, ceea ce pot să realizez. Am foarte mulți prieteni și foarte multe legături în Israel, din toate nivelele politice, de la miniștri și de la funcționari publici foarte importanți, cu care sunt prieten. Eu nu sunt politician, sunt prietenul lor și fac tot ce se poate face ca oameni importanți din România, care pot să aducă un aport pentru dezvoltarea în România, să fie primiți frumos. Și, într-adevăr, toți sunt primiți foarte frumos în România. România este foarte frumos privită în Israel, nu numai de politicieni și de populația israeliană, care nu sunt de origine română. Știți dumneavoastră foarte bine că în Israel trăiește aproximativ o jumătate de milion, dacă nu mai mult, foarte mulți evrei de origine română, care acum, cu generația a doua și a treia, cred că ajung peste un milion, poate și mai mult de un milion, și sunt foarte legați de România. Dar eu pot să vă spun că astăzi foarte mulți israelieni de origine israeliană vizitează România și sunt încântați de priveliștele României. Eu am foarte multe discuții cu israelienii noștri și iubesc România. Deci iubirea față de România nu este numai de la nivelele înalte și la nivelele mai puțin înalte populația. Și foarte important este pentru România această legătură, deoarece populația face turismul. Și turismul în România este foarte important. Locuri atât de frumoase ca România, eu cred că nu sunt în lume. Și în siguranță, trăim într-un climat complicat din punct de vedere al securității, în general pentru cetățenii israelieni, un pic mai delicat decât pentru alți cetățeni. România este o țară sigură, nu puteți veni oricând în siguranță. Și e o opțiune de turism și de siguranță.
Astăzi Europa este nesigură nu numai pentru israelieni, pentru oricine. Alexandru, vreau să spun ceva. De la ea se dă ora exactă pentru diaspora. Mă întrebai de diaspora. Stai să-ți o prezint eu, că este foarte modestă. Deci, de la Doina, din casă, se dă ora exactă pentru diaspora din România. Mesele pe care ea le pune sunt între 20 și 30 de oameni. Ne simțim ca acasă când ne ducem la ea. Tot ce se întâmplă trece prin ziarul ei. Informația, toți diplomații din România, în primul rând, aterizează la ea, la masă, la cafea. Ea știe tot ce se întâmplă, are un suflet, o femeie de o finețe, știe din comun, m-a cucerit, pur și simplu m-a cucerit. Așa că poți să intri mai puternic, pentru că are foarte multe de spus. Da. Păi, vreau să precizez un cuvânt care poate trebuie corectat. Nu există diaspora română în Israel. Noi nu ne considerăm diaspora. Noi, diaspora română este altfel. Noi suntem evrei care ne-am întors în țara noastră. Da. Adică evrei este foarte important, eu cred, pentru să precizăm că acest cuvânt diaspora română nu este potrivită pentru Israel, este potrivită pentru românii de pretutindeni, pentru Israel este vorba de evrei care sunt legați de România cu trup și suflet. Asta este adevărat, însă se simt izraelieni. Oarecum, poate comparabil cu sașii care s-au reîntors în Germania sau... Da, doar că noi în Israel a trebuit să ne refondăm statul. Pe ei îi aștepta statul lor. Și eu cred că noi suntem mult mai legați de România, da, decât au după fost părerea mea, ca și sași. Noi evrei. Cum se face, și este o întrebare pentru toți invitații, cum se face că atunci când cineva este pus într-o funcție foarte importantă, și în România, și în alte mari țări putere ale lumii, aproape că întotdeauna prima vizită oficială este în Israel sau cumva ceva de genul acesta. Care este explicația? Israelul este considerat cheia, baza spre deschiderea către America. Așa cel puțin este perceput. Iar de când cu administrația Trump înțeleg că este o încălzire a relațiilor. Țivica poate să vă vorbească. Majoritatea acestor întâlnesc în faptul că se știe că în Israel sunt primiți imediat. Deoarece eu sunt într-adevăr, de exemplu, aceste două vizite care văd niște portrete, poze foarte frumoase în spatele meu, fostului prim-ministru Grindeanu și domnului președinte al Parlamentului Român Liviu Dragnea, vizite foarte bune care au fost în Israel. În fond, aceste vizite am avut o mare, hai să zic așa, ajutor. Și am ajutat la realizarea acestor vizite și aceste vizite pot să fie realizate repede. Deoarece toți politicienii din Israel, majoritatea sunt foarte legați de mine și eu dacă le cer, vă rog foarte mult primiți pe români, niciunul nu spune nu. Ei, și asta ajută. Deci asta este una dintre cauzele, că în general este acea... Avem o relație privilegiată acolo și aveți o relație privilegiată și că e România și poporul meu iubit și în faptul că eu fac totul ca aceste relații să fie cât mai sănătoase și să fie cât mai repede. Știi care e diferența, Alexandru, în Israel? Cad niște pereți din ăștia inutili ai etichetei în timp ce rămâne respectul. Relația interumană dă deoparte niște lucruri inutile și te aduce direct la ceva eficient. În condițiile în care o relație între două instituții, ai nevoie de un scaun sub fund și un titlu ca să valorezi ceva. Câteodată, un medic personal care are grijă de sănătatea întregii familii Netanyahu, da, de la, în românește se spune de la cățel până la purcel, nu e chiar așa, e vorba copii, părinți, toată lumea. Nu e chiar așa. Este chiar așa. Purcelul nu dădea bine, mă gândeam la purcel, la cățelul. Deci un om care are grijă de toate aceste lucruri ajungi să cunoști o asemenea persoană, să te bazezi pe ea și să știi că atunci când ți se sugerează o anumită vizită sau o anumită relație, trebuie să o primești pentru că iese ceva bun de acolo. Ce a mai rămas de făcut este ca în urma vizitelor care se fac din România în Israel să fie și o continuare. Asta este marea durere a lui Fica și a doine, de fapt. Sigur că dacă lucrurile se schimbă atât de alert în România încât nu apuci să... Este doar un aspect de schimbare a politicienilor sau și de ne-follow-up, ca să spun așa, al unei vizite oficiale cu aspecte de ordin mai aplicat, mai practic? Din păcate, Țivica într-adevăr a reușit să aranjeze ședințe guvernamentale comune. Puține țări se pot lăuda că au avut ședințe ale
guvernelor împreună, să aranjez ca un întreg guvern să plece în Israel, a fost o treabă pe care numai el a putut să o realizeze, și să-i faci pe toți politicienii israelieni să se elibereze total și absolut pentru treaba asta, a fost greu de realizat. Și sigur că e păcat că rezultatele nu sunt mai palpabile, pentru că să realizez lucrul ăsta a fost un lucru extrem de greu. De ambele s-au făcut sacrificii, lumea a anulat alte întâlniri, s-a făcut această întâlnire. Sigur că s-au semnat contracte, s-au semnat nu știu câte acorduri comerciale, s-au făcut. Nu toate lucrurile astea s-au implementat, din păcate. Asta este marea... Vă spun ce se întâmplă. Nu este de... Nu vreau ca să fac critici, fiindcă nu trebuie să facem critici absolut pentru ceea ce... pentru follow-up, cum noastră ați spus. Follow-up-ul este o treabă care nu depinde deja de mine și nu depinde de nimeni. Follow-up-ul depinde de personalitățile care s-au întâlnit. Pentru noi este important, pentru noi toți. Fiindcă și Doina, vreau să vă spun că ea primește foarte mulți personalități, nu politice, dar personalități de actori foarte importanți de România pe care îi primește și pe care îi duce foarte importanți. La ea am cunoscut niște actori importanți, România, pe Radu Bidigan, Dumnezeu să odihnească pe Melăiele, l-am cunoscut și pe alți mulți foarte importanți pe care ea îi primește și care în fond se simt ca și acasă. Deci întâlnirile acestea sunt de toate genurile, de toate nivelele, nivelul politic, nivelul cultural, în fond, aceste nivelul întâlnire pe care le facem noi sunt extraordinare și vreau să vă spun că cred că teatrul românesc este cel mai bun din lume. Nu numai pentru faptul că înțelegem și limba română, dar într-adevăr am această senzație și pot să vă spun că foarte mulți izraeleni de origine română vin special în București și în România. Noi. Socrul meu, de exemplu. Știți, vedem, avem și un teatru evresc la care avem, joacă faimoasa actriță Maya Morgenstern. Da, avem și la Teatrul Românesc, unde de multe ori se joacă în limba idiș, cu traducere, sau în limba română. Foarte frumos și foarte mult, și apreciez toată faptul că este singura țară din Europa care are teatru idiș. Vreau să precizez, nu există teatru idiș în Europa. Este singura țară care are teatru. Și o veste foarte bună. Înseamnă că chiar din România trebuie să întâmple niște proiecte. Pentru că și noi avem un proiect de televiziune cu o continuare a Canal 33 într-o formă internațională, care va fi în această limbă. Ebraică? Da. Va fi în ebraică și în engleză și va fi cu cetățeni de... cu evrei din toată lumea, povești de business, de viață, de știință, de artă, din România. Da. Nu vreau să vă spun că primul teatru în limba idiș, primul teatru evreiesc a luat ființă la Iași. Este celebru Pomul Verde, Goldfaden, Avram Goldfaden a creat un teatru la Iași. E o poveste minunată și România se poate mândri cu asta și, într-adevăr, cred că se mândrește. Nu e... Și chiar primăria Iașului comemorează locul unde a existat acest teatru. Este o placardă unde comemorează aici a fost primul teatru idiș deschis din lume. Dar pentru că am pus titlul din culise, o să încerc să scot așa de la dumneavoastră mici detalii mai puțin cunoscute sau necunoscute opinii publice. O să încep și eu? Să încerc să scot și eu ceva din culise? Da, te rog. Întrebarea mea este, dintre președinții sau premierii români pe care i-am avut și pe care dumneavoastră i-ați cunoscut și i-ați intermediat vizite, care a avut cel mai mult succes, cel mai mult lipici? Și să vedem care ar putea să fie ingredientul, să vedem dacă poate fi replicat. Toți au avut lipici. Toți sunt foarte simpatici. În ochii mei sunt extraordinari toți politicieni, nu mă bag în psihologia politicienilor. Eu i-am iubit pe toți. Nu știu dacă ei m-au iubit, dar eu am iubit. Dar am avut niște relații mai bune într-o anumită perioadă, adică cineva a avut mai mult succes totuși. Perioada cea mai bună a relațiilor, eu cred, au fost și în perioada, chiar în perioada lui Ceaușescu. Văd niște poze, perioada lui Ceaușescu, în relațiile, cum a zis Doamne, au fost
foarte bune. Singura țară din România care n-a întrerupt legăturile după războiul din 6 zile cu Israelul. Deci era Sizam Cună și în perioada comunistă și și după perioada comunistă. În perioada comunistă a fost Ceaușescu, a fost, la noi a fost Begin, care a fost deja marele nostru conducător Begin, și Shimon Peres a vizitat Israelul, a vizitat România aici. Și pot să spun că și Benjamin Netanyahu, premierul de astăzi, a vizitat România numai cu 13 ani ca ministrul de finanțe, a fost cu el împreună și a fost profund impresionat. A avut întâlnirea în perioada lui Adrian Stase, când a fost primul ministru, profund impresionat de întâlniri și de oameni, și l-am luat să vadă pe Iana Brașov. Ei, n-a crezut că așa niște locuri frumoase sunt în România. Până nu vezi, nu vi se vezi locurile din România, nu poți să le crezi. Și am vizitat Palatul Peleș și Pelișorul a fost încântat de Peleș. A stat fascinat să vadă toată arhitectura acestui palat. Nu i-a vrut să creadă povestea adevărată acestui palat. Și vreau să spun că toți conducătorii, care izraelieni și români, au fost unul cu altul, au avut legături foarte bune. Nu pot să spun că unul a avut mai mult ca altul și nu este chiar... uitați acum cum avem niște poze. În urmă cu 4 luni a fost această vizită, care a fost premierul Sorin Grindeanu, cu domnul Tudose, care a fost ministrul economiei și a semnat un acord de economie cu cu Israelul, care cu a ieșit la drum? Și acum e primul ministru. Și acum e primul ministru. A făcut... A fost chiar de ziua mea, sărbătoream ziua la King David și chiar atunci s-a întâmplat. Dar te întreb eu, Țvică, uite, te întreb ceva care nu te-am întrebat până acum. Povestește-ne de Donald Trump. Povestește-ne de Trump. Asta este ceva nou. Te rog, hai, povestește-ne de Donald Trump, că ai fost acolo când s-a întâmplat. Da. Vreau să spun, a fost o vizită oficială al Donald Trump în Israel, a venit cu un alai de mii de oameni, deci a fost o poveste întreagă. Cred că chiar prima vizită oficială a fost. A fost în Israel. A fost prima lui vizită oficială în străinătate. Dar dai și tu niște numere, câte mii, chestii de-astea interesante. Mii de... Vreau să spun că a fost... o delegație monumentală. Aeroportul a fost închis. Avioane... câte vrei ce nu vrei, tot aeroportul a fost închis. Probabil multe avioane private. Nu avioane private, avioane oficiale. Avioane oficiale cu securitatea împreună, care a fost extraordinară, nu numai securitatea noastră, ci securitatea americană. Și întâlnirea a fost colosală. Eu și cu soția mea, care este aici, înțeles, și cu care am fost și noi invitați. Și vreau numai în paranteză să vă spun că soția mea este... profesoară de pian la Academia de Muzică din Ierusalim și a fost și profesoară de pian a băieților lui Netanyahu, care a fost pianiști foarte buni, vreau să vă spun, pianiști foarte buni, și încercau să vorbească și câteva cuvinte românești care noi auzeau de la noi, înțelegi? Și noi suntem tot mândri că suntem români, și soția este și directoarea adjunctă a Academiei de Muzică din Ierusalim. Și prieten foarte bun cu familia Netanyahu și soția este foarte bună prietenă cu soția domnului Netanyahu. Și am fost hai să spun, invitați de onoare la una dintre recepțiile închise ale familiei Netanyahu cu Trump. Desigur, a fost o întâlnire foarte caldă. Foarte caldă între cei doi oameni politici, foarte caldă între cele două doamne, doamna Sara Netanyahu, care, cum am spus, este și prietena noastră, și doamna Melanie, care într-adevăr arăta superb și avea într-adevăr niște ținute de extraordinare. De ei, sigur că te uiți la ținute, trebuie să te uiți la ținute. Da, ești de acord cu mine că trebuie la ținute, dar trebuie să te uiți, nu? Da. Și dacă ai soția lângă tine. Întotdeauna când președintele Klaus Iohannis face câte o vizită, cea mai comentată este ținuta doamnei. Despre ce s-a făcut în vizita respectivă, da. Ea și-a luat așa este, a fost. Și a fost întâlnire foarte caldă, foarte frumoasă, foarte prietenească. Ce a fost în forță, a văzut că ca și o familie a fost. Și pentru noi este foarte important această prietenie americană, că Trump este foarte pozitiv astăzi față de Israel, și statul american tot a fost un stat foarte apropiat de Israel, multe interese comune pe care le avem cu americane, și Trump parcă s-a întâlnit și mai mult această prietenie. Și acum domnul Netanyahu s-a întors dintr-o 12 zile de vizite
și chiar am fost cu dumnealui, îl turnam de telefoane și ne vorbim și a avut o întâlnire în America de Sud pentru prima dată cu un premier israelian care vizitează America de Sud, Argentina, Mexico, Columbia, a vizitat și s-a întâlnit și cu președintele statului Panama, care este foarte pozitiv, și pe aceea la ONU a avut un discurs extraordinar. Pur și simplu am primit telefoane din România, de la prietenii mei din România, care auzeau discursul lui la CNN și au fost încântați și mi-a povestit și domnul Antăneacu de acest discurs și tot mă întreabă pe mine, n-ați fica ce feedback ai de la discursul meu, n-ați fica ce spune populația, adică ne interesează să știe nu numai sus, dar și jos la populație, ce cred despre el și despre discursul. Știi, ca primul ministru, trăiești undeva în stratosferă, vrei, nu vrei. Și ai nevoie de o legătură cu cei care chiar vin de pe stradă și care îți pot spune pe șleau, vezi că aici ai dat-o în bară și, aici, și tu să accepti lucrul ăsta. Și să ai încredere în judecata omului că este în stare să te înțeleagă și pe tine ca prim-ministru când iei niște hotărâri poate nepopulare, dar pe de altă parte să mulțumească și populația. Iar Țica poate să facă legătura asta. Nu există așa job în altă parte să fie medic personal primului ministru. Noi suntem foarte mândri că democrația noastră, am ajuns cu democrația la așa ceva. Și mi se pare ceva nemaipomenit. E o șansă. Este o șansă. Mi se pare ceva nemaipomenit pentru că noi nu suntem o țară în care cu pile să ajungi undeva. Poate mai există astăzi niște scurtături pentru că a evoluat și corupția există peste tot și chiar cum a fost acum corupție în Israel, n-am văzut de multă vreme. Dar la noi, dacă primul ministru n-a fost ok, a fost băgat la închisoare și dacă un președinte, noi avem președinte care a stat în închisoare. Deci la noi se întâmplă lucrurile astea. Bine, în timp ce ai în mandat. Dar la noi se întâmplă în timp ce ești în mandat. Și atunci, avem o societate foarte deschisă, o societate care, fără să fie protocolară, funcționează după regulile unei societăți protocolare, pentru că este acceptată peste tot și ai nevoie, orice mare conducător are nevoie de un prieten care să-i fie consilier în timp ce are grijă de tine. Mie mi se pare extraordinar lucrul ăsta în Israel și mi se mai pare extraordinar că, uite-te, oameni din România, plecați din România, fac asemenea funcții extraordinare în altă țară, în așa fel încât să ajungi să fii consul de onoare a țării din care ai plecat. Și ceea ce zice Tea e foarte adevărat și ceea ce vreau să spun, că eu sunt tot și foarte mândru că sunt român de origine, că m-am născut în Maramureș și că sunt din Târgu Lăpuș, născut un orășel mic, undeva în nordul României. Tot la prietenii mei mă întreabă, băi, unde este hartă? Nici pe hartă nu apare Târgu Lăpușul, dar sunt mândru că sunt de origine română și tot zic că este foarte important că un român este medicul, adică pentru mine, că sunt mândru și pot să am o influență ca să toată influența mea este în formă că se întresc aceste legături între România și Israel, pentru mine este foarte important. Care este explicația faptului că în multe dintre alegerile electorale sunt implicați consultanți israelieni? Este o specializare în acest domeniu și nu doar în România. În multe zone. Țumica, mai vreau un pic de apă tot la tine. Hai, spune-i. Spune-i. Vrei să spun ce se întâmplă? Consultanți israelieni sunt implicați în toată lumea, nu numai în România. Adică să nu cadă România că numai în România sunt. Fiindcă la noi este o școală din asta de consultanți politici. Și nu există un partid politic la noi care să n-aibă consultanților. Să fie clar. Eu cred că și în România același lucru este. Și de multe ori și în România sunt implicați consultanți politici care nu reușesc. Eu cunosc și nume care n-au reușit și cunosc și nume care au reușit. Consultanți politici. Ne puteți spune? Pot fi... Consultant politic care a reușit, eu cred, acum ultimii care au fost, a fost foarte alegerile de ultimele alegeri. Da, 46%. Unde 46% a reușit, a fost foarte bun. A fost la un consultant politic la Partidul România Mare, odată un israelian foarte numit a fost la noi și a fost un eșec total aici. Înțelegeți? Deci populația nu este tot mai impresionată de consultantul politic. De cartea de vizită. Și de cartea de vizită și poate de multe nici nu știe care este. Adică consultantul politic este în spatele cortinei, dar nu tot ne reușește. Așa că trebuie să facem totul cu proporție, nu tot se reușește. Deci domnul Dragnea a știut pe cine să aleagă de data asta. Probabil. Dacă a reușit, înseamnă că a știut pe cine să aleagă.
Dumneavoastră ați spus că alegerea a fost cu 46%. Înseamnă că... Eu am publicat acest procent cu niște săptămâni înainte de rezultate, că nici Liviu Dragnea nu credea. Am publicat 46% pe contul meu de socializare și a fost 45%. Sunt unii care spun că, din păcate, consultanții politici din Israel au plecat mult prea repede. Trebuiau să mai rămână puțin după alegeri. Da, pentru că a fost foarte debalansat felul în care s-a comunicat în campanie electorală, impecabil. Impecabilă strategia și pentru câștigarea alegerilor și apoi i-au lăsat singuri. Și că nu are nicio legătură cu altul. Când pisica nu e acasă, șoarecii joacă pe masă. A fost... Eu cred că nu este legătură. Ei au fost strategi care au dat anumite informații sau anumite din experiența lor la alegeri. După alegeri nu poți să se bagi în Tribunalul Intern al României. Executive. Asta este cel mai mare lucru care trebuie să avă, de avut grijă. Înțelegeți? Așa că eu cred că n-are nicio legătură. A lăsat ca partide să hotărească coaliția, opoziția, absolut n-are voie niciunul să se bage în treburile interne. Pentru că am vorbit de lucruri mai puțin cunoscute, vreau să vă relatez, apropo de primul nostru ministru, Benjamin Netanyahu, un episod la care am fost martoră și care a fost un episod deosebit. La o prezentare, la o festivitate care a avut loc la Academia de Muzică și festivitatea aparținea, era prezidată de soția lui Țvica, de doamna Gigi Berkovici. A fost invitat Benjamin Netanyahu cu soția și a ținut un mic discurs și a spus așa: prietenii de obicei ți-i faci în liceu, în armată, în tinerețe, în prima tinerețe. Foarte rar se întâmplă ca oameni care au trecut de vârsta de 40 de ani să aibă privilegiu pe care l-am avut eu să cunosc familia Berkovici, atât pe Țvica Berkovici cât și pe Gigi Berkovici, și să ne facem asemenea prieteni, care sunt prietenii noștri cei mai buni, cei mai loiali, cei mai extraordinari de care poți să ai parte și pe care ne putem baza în orice împrejurare și care nu ne-au dezamăgit niciodată. Au fost niște aplauze extraordinare, a spus un lucru extrem de sincer. N-auzi în fiecare zi pe un om ca Bibi, un om ca Benjamin Netanyahu, nu l-auzi în fiecare zi. Este unul din cei mai inteligenți oameni din lume. Să spun, și într-adevăr experiența l-a făcut să se bazeze. Au trecut de atunci, de când a ținut acest mic discurs, au trecut 10-12 ani, poate chiar mai mult. Într-adevăr, Țvica și Gigi au rămas prietenii pe care se poate baza și el și Sara până la... Înseamnă că sunt și altfel de relații interumane, pentru că în politica românească, de exemplu, nici în politica israeliană nu există prietenii. Nici în politica israeliană. Doar interese și interese de moment, și vezi oameni care astăzi sunt de gât, mâine și în fiecare cuțit. Și mai este și în Israel se vede. Da, și mai este ceva. Noi spunem Bibi, dar mă rog, Benjamin Netanyahu, după părerea mea, este unul dintre cei mai mari oratori ai lumii în viață. Deci omul are o capacitate de a electriza prin cuvintele, fără să fie cel mai frumos bărbat, cel mai... Deci nu, e un om, un politician, un om care conduce o țară. Deci nu te atrage cu partea fizică sau cu... electrizează când începe să vorbească, auzi musca. Și îți dai seama că are, fiind un atât de bun orator, are capacitatea de a exprima ceea ce simte în niște cuvinte alese care venite de la un om puternic, te lasă cu gura căscată. Într-un fel seamănă puțin în România, păstrând proporțiile, cu Traian Băsescu, un personaj foarte carismatic, cu priză la public. Nu cred că îl poți compara cu Traian Băsescu, sub nicio formă. Nu ca și orator, cel puțin. Din perspectiva prizei la public și a unei persoane care nu este neapărat foarte...
Traian Băsescu este minunat. Model? Fotomodel? Nu. Traian Băsescu este minunat, dar Benjamin Netanyahu este un distins intelectual care atunci când vorbește transmite un mesaj elegant de ți se ridică părul în cap când îl asculți. Deci eu nu-l pot compara cu niciun alt președinte sau niciun alt orator pe care... Poate Menachem Begin. Poate da. Menachem Begin. E și modelul. Menachem Begin e modelul. Nu generație. Mi-aduc aminte să-l pot compara cu altcineva. Da. Și eu sunt un om care nu l-am votat pe Benjamin Netanyahu la început. Eu am devenit votant cu anii, cu timpul. Pentru că personalitatea lui m-a dus spre direcția asta. Acestea sunt lucruri pe care le povestesc, doamnele, importante. Vă spun de ce, fiindcă astea sunt lucruri care... le facem ca și prietenia asta între a lui Benjamin Netanyahu și familia lui față de România să fie 100%. Adică Benjamin Netanyahu, și vreau să spun, nu Benjamin Netanyahu, eu cunosc foarte multe personalități politice și o parte chiar sunt de origine română, care sunt foarte pozitiv față de România și fac orice, vreau să-mi spun orice, așa de pozitiv este față de România, totul, că de multe ori se exagerează. Am luat o personalitate politică, nici nu vreau să vă spun nume, că au fost așa de multe nume deja în România, în Israel, și așa sunt primiți cu multă dragoste. Și acum a fost, de exemplu, doamna primar Gabriela Firea. A fost de o vizită oficială în Israel și am ajutat la această vizită, adică am putut să realizez întâlnirile între primarul orașului Ierusalim cu niște miniștri, au fost la Parlament și au fost niște vizite și niște întâlniri extraordinare. Eu cred că eu am citit multe ori aici ziare, nu mi-am venit să cred că n-a fost relatată ce vizită pozitivă a fost, cum a pentru fost primită. Pentru că este o presă de cancan. Din păcate, presa din România... Eu asta nu vreau să mă bag, eu am citit presa și puțin m-a deranjat, fiindcă au fost niște lucruri de cancan scrise chiar. Înțelegeți, în loc să fie scrise întâlnirile foarte bune din partea în Parlamentul Israelian, de niște miniștri pe care, prietenii mei pe care s-a întâlnit și au fost încântați de toată delegația, nu numai de doamna fie primare și pur și simplu a fost întâlnit bune și știu că această... Va urma o formă de colaborare între București și... Da, este o formă de colaborare și știu că lucrurile pe care s-a vorbit de acolo de doamna Firea încearcă să le concretizeze și s-a deja concretizat niște lucruri și urmează, de exemplu, să fie o următoare vizită, ce mi-a zis doamna primară, al primarului Ierusalimului în București. Și eu am deja vorbit și mai vorbit cu primarul Salim, care e tot un prieten de-a meu și este pozitiv. Deci va fi o urmare și sper că spre binele Bucureștiului, care este important pentru mine, pentru faptul că sunt și cetățean de onoare al orașului București. Și am nu numai cetățean de onoare al București, dar sunt și am și cheia orașului București. Adică am două. Unde țin? Este și cetățean de onoare a orașului Târgu Lăpuș. Și am cheia orașului Onești. Și așa mai departe. București, nu știți cât este de grea. Nu este de grea și este între ani. Asta de la domnul primar Sorin Oprescu. Dar presa românească nu e singurul lucru. Un medic foarte apreciat. Da. Din păcate a avut niște necazuri ca primar, dar ca medic a avut o imagine ireproșabilă. A avut prieten bun de-al meu, eu l-am apreciat. A avut o vizită extraordinară în Israel. Extraordinară a fost. O vizită care am ajutat să se realizeze, ce să zic, am ajutat. Am realizat-o. Și tot, cu vizite între foarte importante și a fost primit în Parlament, de miniștri și mai departe, lucruri foarte bune. Dar ca să trecem în a doua parte a emisiunii noastre, că trece timpul foarte prea, ați avut dreptate cu cele 3 ore, pe niște lucruri mai aplicate un pic, de ce nu avem ambasador în Israel? Asta nu numai nu ne-ai cerut să-ți prezentăm rana, ca tu să pui, se torn câte un sac de rană, câte un sac de sare. De sare. Cine vrea să răspundă, vă rog? Cine vrea să răspundă? De ce? Acum și anul, fără ambasador. Se pare că... Întrebarea este foarte bună, dar e fără răspuns. Fără răspuns. Nu depinde de noi. Regia, luați-vă rog cu domnul președinte. Nu depinde de noi. Noi suntem și noi mirați că deja de 9 luni, să știți că Israelul nu are ambasador român
Și asta eu cred că este ceva inadmisibil la așa o țară, totuși. Sunt vizite, sunt lucruri care trebuie pe și nivel de ambasador. Și mai există acest nivel de deschidere și pe care se poate construi. Adică dacă n-am avea nicio ușă deschisă, zice ok. Foarte bună întrebare. Mai am și o întrebare. Pot să fiu de aici de partea ta. Spuneți-mi, vă rog, de ce durează atât de mult pentru cetățenii născuți în România să-și obțină cetățenia înapoi? De ce durează atât de mult? Puteți să răspundeți, vă rog? Te referi la cetățenia românească? Sau la cetățenia? Noi când am plecat am rămas fără cetățenie. Când te întorci, trebuie să o primești înapoi. Și ca să o primești, Una dintre cele mai grele cetățenii de opțiuni din lume. Deci, vă rog, invitaților din platou, vă adresez această întrebare. Este și noi tăcem din gură. Nu trebuie să tăcem. De noi, nu știm. Este totul o chestie de la nivel statal. Noi suntem cetățeni evrei, izraelieni și care suntem și ne iubim România, însă nu ne băgăm trebuie. Dar poate așa nu știm care este. Din păcate... Doina, care este prietena foarte bună cu fosta ambasadoare a României în Israel? Din păcate, la consulat, consulatul e un fel de stat în stat, nu știu din ce cauză lucrurile merg prost. Mai încet. Foarte încet. Chiar deloc. Și există. Adică e un mister pentru mine de ce când atât de mulți cetățeni israelieni de origine română vor să-și recapete cetățenia. Dar de ce o vrea? Eu să știți că mă întreb de ce ați vrea. Pentru că iubesc România, pentru că vă spun un lucru, pe Facebook s-a creat un grup de rădăcini românești. Deci e o chestiune de suflet? Astăzi sunt deja 30.000, așa, într-un timp record. Deci există, rețete există românești, o doamnă, Tziki Berger Cohen, care este originară din România, ea e născută în Israel, părinții sunt originari din România. Ea a creat așa un curent de revenire la origini și oameni care... parte din ei sunt chiar născuți în Israel, dar din părinți români și au văzut în casă, eu știu, mămăligă, ștergane românești, vase românești, mâncare românească, muzică românească, copii care s-au născut în Israel, e vorba de tineret, e vorba de o generație de oameni relativ tineri care n-a avut o atât de mare deschidere spre România cum am avut noi, care ne-am născut în România, am trăit, ne-am format în România, am făcut o facultate în România, am studiat în România, sigur că suntem mult mai legați. E vorba de oameni care s-au născut în Israel și care dintr-o dată au descoperit România și vor să vină în vizită. Ăștia vor să-și recapete cetățenia. Și revin, Alexandru. Nu mai sunt vize, nu? Când pleci din România, pentru că nu ai de ales și când îți lași aici toată bogăția și tot ce ai acumulat și când pleci cu saci, săculeți mici puși lângă inimă în care ai pământ românesc și în care ți se dă voie să pleci după ce treci iadul pe pământ, pentru că statul Israel a plătit pentru tine $3,000 pe cap de persoană, asta în cazul în care nu ai studii și dacă ai studii, profesorii s-au ajuns până la $10,000 pe cap de persoană. Când pleci atât de traumatizat și cu o sacoșă de 40 de kilograme sau de 25 de kilograme, crede-mă că bucata aia din viață, când pleci iubind un loc și pleci fiindcă nu ai de ales, crede-mă că îți dorești să vină ziua în care să te poți întoarce, să-ți poți reactiva amintirile copilăriei. Cu toate drepturile reinstalate. Bineînțeles. Noi avem un pașaport cu care putem să mergem oriunde, ne putem instala oriunde. Deci această cetățenie, eu nu cer cetățenia Statelor Unite. M-am născut aici. Am lăsat aici când am plecat, familia mea a lăsat în urmă bogății. Țvic a lăsat case, pământuri. Ce ne-a lăsat? Părinții. Și te-ai dus să dai examen scris? Nu, dar soțul meu a trecut niște examene, numai că n-a stat drept și cu mâinile la ceafă să facă genuflexiuni. Și foarte interesant. Sentimentul acestor evrei români față de România este un sentiment foarte adânc. Deci trebuie să înțelegi, m-ai întrebat de ce vor înapoi aceste sentimente. Adică, de mult nu este nici o cauză, este mai mult o cauză sentimentală. De ce cineva de 80 de ani sau 90 de ani vrea înapoi acest pașaport? Ce face cu ea? Nu face nimic cu ea. În fond, înțelegi, nu o să meargă cu pașaport românesc în, nu știu unde, în Africa.
de la 80-90 de ani, mai mult pentru sentimentul românesc. Uite, aparțin și poporului român, nu numai sunt când evreu, dar aparțin poporului evreu și fac niște eforturi și asta te doare, că aceste eforturi, adică la consulatul, vezi oameni bătrâni de 70-80-90 de ani, înțelegi, care vin și stau la rând de la 4 dimineața ca să primească și sunt comportamentul foarte urât. Cel puțin mi s-a transmis de multe ori că oamenii sunt foarte urâți și stau ore întregi și la urmă li se spune, a, trecește încă o hârtie și sunt trimiși înapoi și iarăși trebuie să vină să stea. Supraviețuitori a Holocaustului. Cred că am înțeles de ce. Eu cred că acolo lucrează detașat oameni de la ANAF. Există, la Fiscul Român. Există o listă. Că și acolo e la fel. Există o listă care se deschide la... Asta era până acum o săptămână, două, acum am... Deci, la 4 dimineață, lumea vine, e vorba de oameni în vârstă, mulți dintre ei, se deschide o listă și începe... Supraviețuitori a Holocaustului. Da. Mulți dintre ei supraviețuitori a Holocaustului, la 4 dimineață, începe să se... N-ai să unde să stai. Să pregătim o emisiune cu domnul ministrul de externe, Teodor Meleșcanu. Suntem în discuții cu stafful dumnealui. O să adresez această întrebare pentru că mi se pare revoltător, în mod real. Este cum era pe vremuri la noi, acum 15-20 de ani, la ambasada Americii, când ne așezam la coadă, la fel, de la 4 noaptea. De vreau să vă spun că nu e vorba numai de cetățeni izraeliani. Eu, în Israel trăiesc foarte mulți cetățeni români, de origine română, care creștini? Au probleme deja, da. Au copii, s-au născut copiii noi acolo, și-au pierdut pașaportul sau și-au pierdut buletinul și trebuie să scoate. Eu am foarte mulți pacienți de origine română, care mai sunt încă în Israel, care au fost pe vremuri foarte mulți, și știu poveștile lor, că stau la ambasadă, vor să primească înapoi... La consulat, că nu e legat de ambasadă, e de consulat, și pur și simplu se întorc plângând. Există în Israel un consul care, mă rog, face parte din vechea... Nu știu, nu... Din vechea gardă, da, spune. Din vechea gardă și... care nu știu de ce nu poate fi schimbat, deși a venit o fată tânără foarte energică și care ar vrea să schimbe ceva, dar lucrurile nu se lasă schimbate, nu se... Să trecem totuși la lucruri mai pozitive, să depășim acest moment. L-am reținut și îl voi aduce punctat în atenția ministrului de externe. Spuneți-ne pe partea economică. Care considerați că ar fi cele mai importante oportunități bilaterale acum între România și Israel? Eu cred că totul. Israelul poate astăzi să... poate foarte mult astăzi Israelul să ajute numai românii. Știți că astăzi Israelul este foarte frumos primit în toate țările lume, în Africa este primit. Premierul nostru a vizitat Africa și a fost vizitat la congrese în Africa. Înțelegi de ce este așa deodată vizitat? A fost premierul Indiei la noi. Legături foarte bune cu Rusia. Interesant, dacă vreți ceva din culise să vă povestesc, eu am fost cu aproape un an la una dintre vizitele pe care a făcut domnul Netanyahu în Moscova. Și am întâlnit cu Putin, de exemplu. Și am stat și eu lângă Putin și toți, chiar aparatul meu de fotografia s-a stricat, chiar a toți, e clar, însă a fost la întâlnire și întâlnirea între domnul Netanyahu și Putin a fost foarte cald. Și despre ce s-a vorbit acolo? Noi vrem ca toți evreii ruși să se întoarcă în Rusia, zicea Putin lui Bibi. Și Bibi zice, totul depinde de dezvoltarea economică. Dacă o să fiți mai, puteți să dați mai mult, poate să se întoarcă. De deocamdată noi suntem mai buni. Israel poate să dezvolte și să dea și României foarte mult IT și de cyber. La noi cyberul și IT-ul este extrem de dezvoltat. România este foarte slab dezvoltat. Chiar astăzi am vorbit cu cineva de la dumneavoastră de aici și mi-a spus că abia acum cyberul se dezvoltă în armată. La noi cyberul în armată este ceva super modern. Pentru și nu modern. Pentru că este nou câmp de luptă. Da, dar la noi este dezvoltat deci nu de astăzi, nu de ieri, și de câțiva ani bune. Avem multe lucruri. Irigații, de exemplu. România are nevoie de irigații. Noi suntem extraordinar de buni de irigații în toată lumea. Suntem fantastici în irigații. Putem foarte multe din tehnologia de IT și de high-tech, cum zicem noi, care se dăm României. Că la noi high-tech-ul este cel mai dezvoltat de până cu America. Știți foarte bine că cine mai... De exemplu, azi s-a venit în cu acest priul la dumneavoastră cu cineva care a pus în funcțiune Waze.
Mă, să știți că Wazo este o producție izraeliană? Nu știu. Acum știți că este Wazo, este o producție izraeliană. Și este cel mai bun soft din Și a fost vândut cu un miliard de dolari la Google. Și dumneavoastră știți că și WhatsApp-ul este producție izraeliană? N-a știut. Și Viber-ul știți că este producție izraeliană? N-a știut. Și iPhone e plin de produse făcute în Israel. N-a știut. Deci ce vreau să vă spun de toate astea? Viu cu Wazo aici și vorbește limba română. Și cine au produs asta? Niște tineri. Tineri de 20 ceva de ani cu capul limpede, care au fost ajutați. Și asta este important, să fie ajutați. Adică nu este, și asta propun și statul român, dacă pot să propun, numai astea, adică toți tinerii care sunt într-adevăr și vor să facă, trebuie să fie ajutați. Că dacă nu sunt bani, nu se poate dezvolta nimic. Acești tineri de la noi au fost ajutați și de oameni particulari, dar și de stat. Și din cauza asta se poate dezvolta. Ei, nu totul se merge perfect. Eu pot să vă spun că multe lucruri de startup la noi s-au pierdut, adică unul din 10 poate reușesc, dar unul din 10 să reușească. M-am dat numai câteva exemple. La noi reușește cam unul dintre 100. Mm. La noi există bursa creierului. Deci ești predestinat, nu avem de ales ca evrei. Trebuie să fim deștepți, dacă putem să fim și frumoși, ne asumăm, dar trebuie să fim deștepți pentru că istoria ne-a învățat, sunt niște traume istorice pe care noi le-am transformat în abundență, da? Dar trebuie, este de datoria noastră evreiască, este datoria noastră evreiască să reușim să fim deștepți, să fim talentați. Bine, unii sunt într-un fel, unii sunt într-un fel, fiecare pe limba lui, pe nivelul lui, până unde poate să ajungă. Și să dăruim din ce avem celorlalți, deci să împărțim ce avem cu alții. Parte din acest talent și această inteligență s-a materializat și în acest proiect foarte special pe care o să văd la cameră și rog pe colegii mei să focalizeze și te rog să povestești puțin despre el. A, cartea asta este Cuiul lui Pepelea. Copilul. Este o carte, exact. Aici va trebui să vorbești cu Doina. Doina are multe de spus. Și Țvica apare în această carte. Este o carte scoasă de TVR Cluj. Este o carte TVR Cluj de colecție. Coordonator este Romeo Căuții. Este o operă colectivă, interviuri cu supraviețuitorii Holocaustului și transcripturile transmisiilor în direct de la Auschwitz cu profesorul Andrei Marga, cu profesorul Gheman și cu profesorul Carol Ian, cu profesorul la Montpellier. Este o carte scoasă de editura Libris, îi mulțumim lui Virgil Oniță pentru toată susținerea. O carte cu care eu chiar am plătit cu sănătatea ca să fac parte din acest proiect, pentru că n-a fost simplu să stai de vorbă cu supraviețuitori care îți povestesc la 101 ani cum au rămas în viață, pentru că în camera de gazare tocmai s-au oprit, au rămas fără gaz, a fost o pană de gaz și așa a rămas în viață. E bine, această carte ar fi trebuit să-și facă drum pe toate rafturile din librărie, ar fi trebuit să apară în toate televiziunile, ar fi putut să fie peste tot, da? Nu știu de ce, din cauza unor lucruri particulare, personale, n-aș putea să spun. Orgolii care nu și-au rostul când e vorba de un proiect în care eu fac voluntariat și nu numai eu fac voluntariat. Acest lucru, bineînțeles că ajungând în Israel, Doina a descoperit că există o asemenea carte despre care ea nu știe nimic. Și de aici, Doina, te rog să mergi mai departe. Este o carte cutremurătoare. Cred că acesta este cuvântul. Deci, oameni care au traversat infernul, și când spun au traversat infernul, e așa o formulă de stil, oameni care și-au pierdut familia, identitatea, care l-au văzut pe doctorul Mengele, deci oameni care l-au văzut pe criminalul Mengele în față, au rămas atât de puțin. De-aia i-a intervievat. O astfel de carte e mai mult decât o carte, e un document istoric de o valoare inestimabilă. Acești oameni care au vorbit în fața ei și-au pus sufletul pe masă și ea a știut să extragă de la ei ceea ce alții n-au știut. Această carte, eu am descoperit-o cu totul și cu totul, de fapt am descoperit-o pe Tea printr-un interviu pe care l-a făcut în urmă cu câțiva ani lui Țvica și numai din interviul ei cu Țvica am descoperit că mama lui Țvica a fost la Auschwitz. Eu mă cunosc pe cu Țvica cu familia Berkovici de peste 23 de ani. Ne-am cunoscut foarte bine în urmă când la prima vizită a lui Natania a premierului Netanyahu în România am petrecut
enorm de mult timp împreună, niciodată nu mi-a spus, mama mea a fost la Auschwitz. I-a spus lui Tea într-un interviu televizat, pentru că Tea a știut să scoată de la el lucrul ăsta. A costat-o... o amintire dureroasă și despre care este greu de vorbit. Știți, acum vreau să vă povestiți asta și eu am, am frisoane. Fiindcă de câte ori aud de acest lucru, pur și simplu am frisoane, și vine chiar să plâng și la interviul lui Tei am văzut că și am plâns. Nu am plâns amândoi. Seama. Am plâns amândoi, nu mi-am dat seama, numai cât după ce am văzut, deoarece și nu numai părinții mei, și părinții soției mele, care sunt din Târgu Mureș, au trecut au trecut Holocaustul. Mama, toată familia ei, care a fost luată din Maramureș, singura care s-a întors, o fată de 17 ani, care a trecut această selecție a acestui Mengele, care nici nu vreau să spun medic, Mengele, și care tână, mama avea niște momente care nu vorbea mama. Mama vorbea numai momentele când începea puțin să plângă, zicea, mama, de ce plângi, mama? Și zicea, mi-e dor de familie, mi-e dor de surorile mele. Și dacă l-aș vedea acum pe Mengele, acum l-aș recunoaște și nu știu ce aș face. Cum mi-a murit după un timp, după ce ea a trecut selecția, după, a văzut cenușe. A văzut cenușe că este din crematorii și își da seama că, în fond, această cenușă este și părinții ei, și surorile ei, și familiei care a fost arsă. Adică toată familia ei a devenit o cenușă și în jurul Auschwitz-ului a fost un lac care s-a umplut cu această cenușă. Adică lacul s-a umplut cu cenușa acestor oameni care au fost arși. Și familia tatălui meu a fost luată la aceste deportări. Tata a fost la munci forțate și tata n-a vorbit niciodată. Părinții soției n-au vrut să vorbească niciodată. Deci traumatizarea a fost extraordinară. Și în acest context vreau să vă spun, dacă îmi permiteți, că numai cu două săptămâni a fost la comemorarea unui an de când Elie Wiesel a murit. Și am fost la Siget și am fost un dintre invitații din partea Israelului de la faptul că știau... Și nici acest lucru nu a fost mediatizat. Vreau exact asta, dacă te permit să vă spun chiar asta, că de asta mă doare. Asta și a fost fost din Israel, miniștri și membrii opoziției au fost și am fost eu, am fost și oameni foarte în România, au venit din Israel în România. Și o delegație foarte mare care au venit din America. Oameni foarte importanți din America care au venit. Și a fost deosebit de emoționant faptul că a început acel marș cu torțe aprinse și populația Sighetului a ieșit cu noi împreună. Și a fost cel puțin 2000, după părerea mea, de oameni care au participat la acest marș al nostru, care a început de la casa lui Elie Wiesel, memoria Elie Wiesel, casa memorială unde s-a născut Elie Wiesel, și s-a terminat la gara, de unde i s-a dat și numele de gare lui Elie Wiesel, de unde toți au fost aglomerați, strânși în aceste trenuri, vagoane de astea, și unde au fost duși toți la Auschwitz. Vreau să precizez că ceea ce a fost foarte frumos, cum populația și primarul Sighetului a participat și a fost foarte emoționant vorbitorii, și eu am vorbit la sfârșit despre familia mea care a murit și faptul că sunt din Maramureș și faptul că în aceeași perioadă și familia mea a fost luată la Auschwitz și mi-a fost greu să vorbesc. M-a emoționat faptul că foarte mulți din populația locală a Sighetului au venit la mine și mă cunoșteau. Deja multă lume mă cunosc că sunt din Târgul Pușcătăna, mă laud că sunt din Maramureș și într-adevăr pot să mă laud. Și m-a durut faptul că presa română aproape n-a scris. Am avut exact tot ce s-a scris. Presa americană a apărut în New York Times, în Washington Post, și nu mă mai spun... În Israel, la toate canalele de televiziune. În Israel, toate canalele a apărut și la internet a apărut. Și la în România, absolut nimic, două ziare locale. E mândrie pentru România, ar fi trebuit să fie. Două ziare locale din Siget și un știre la radio și încă ceva. Asta a fost tot. Nu numai asta, dar vreau să vă spun că reprezentant, și aici va avea o critică din cauza că mă doare, și din partea guvernului român n-a fost niciun ministru, nici n-a fost niciun secretar de stat,
a fost trimisă o doamnă consilieră al prim-ministru, foarte drăguță și foarte simpatică. Dar nu, nivel dar, de nu la nivel, dar nu de, de la acest nivel. Din Israel a venit ministru. Am așteptat ca acest lucru să fie reflectat în presa română. Totuși, Elie Wiesel a fost o personalitate și s-a mândrit și el că este român. Și tânăra vine apoi în Sighet. Și omul descria și zice că s-a născut și amintește România și amintește Sighetul. Deținător a Premiului Nobel pentru Pace, membru de onoare a Academiei Române este da. Elie Wiesel. Cel mai reprezentativ prizonier de la Auschwitz, de fapt. N-a apărut pe niciunul dintre canalele de televiziune. Deci nu este posibil ca un asemenea, eu personal care stau în România și care a scos o asemenea carte și care am trecut cu vederea dacă a fost mediatizată sau nu această carte. Că a fost, suntem un actor, suntem un autor colectiv. O asemenea întâmplare, scuză-mă, Țvica, că te-am întrerupt, a reușit de a ridicat această populație română pe care noi o numim diaspora, dar nu este diaspora, din Israel, deci au reușit de a o adunat într-o atitudine pe care am văzut-o fără precedent, că de asta o rugasem pe Doina. A apărut și un articol de pe... Adică nu este... Nu e normal și nu e, nu e de explicat lucrul ăsta. Când a murit Elie Wiesel acum un an, Gabriela Firea i-a trimis o telegramă lui Țvica care și de recunoștință față de cea de aportul lui Elie Wiesel și de durerea pe care are poporul român de pierderea lui Elie Wiesel. Mi-a trimis o scrisoare, păcat că nu era mai extraordinar de frumoasă. Și în acest context televiziunea n-a fost prezentă. Din contră, ar fi trebuit să fie pentru România o rampă de plecare spre deci s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Uitați acest marș de la casa lui Memorial Elie Wiesel la gară a fost o idee extraordinară, s-a întâmplat aici în România, era un lucru extraordinar de mediatizat, un subiect extraordinar. Premierul israelian, care am vorbit, vorbesc în fiecare zi și am vorbit atunci și știa că sunt aici, sunt la Sighet, care a fost chiar prieten foarte bun lui Elie Wiesel, m-a rugat să transmit un mesaj. Și am trimis acest mesaj. Cel puțin am trimis un mesaj din partea lui premierului israelian. Din partea unui ministru, n-a putut să participe un ministru român la această festivitate. Este pur și simplu vindemântul. Unde este legătura între Israel și România? Dacă este, într-adevăr, sunt legături, trebuie să fie, într-adevăr, să se arate. Am întrebat-o pe Tea acum de n-a fost, deci această echipă a televiziunii TVR Cluj, care a făcut o asemenea reportaje la Auschwitz, care a fost, care și-a asumat această misiune sacră, aș spune, de a comemora Holocaustul, echipa TVR Cluj n-a avut voie să plece la Sighet și la Oradea. Acum înțeleg că sunt niște schimbări la nivel de conducere a televiziunii. Poate lucrurile se vor schimba. Cu aceasta emisiunea noastră s-a terminat. Îmi pare rău că... 3 ore. Nu avem mai mult timp, dar vă mai aștept în platourile noastre și sper să veniți când vom inaugura varianta în limbă ebraică despre care v-am vorbit, pentru că este un proiect la care lucrăm activ, deci nu este doar așa o idee. În parteneriat cu Tea Haimovic. Și mulțumesc. Pentru că lucrurile s-au schimbat, așteptăm într-adevăr o caravană a televiziunii în Israel. Da, lucrăm la asta. Vă mulțumesc că am avut onoarea și privilegiul să avem alături de noi pe domnul consul onorific al României în Israel, domnul Herman Berkovic, doamna Doina Meiseles, antreprenor, Tea Haimovic, antreprenor. Vă mulțumesc foarte mult, a fost realmente o onoare și un privilegiu. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Cu aceasta încheiem ediția specială. Vă invit să rămâneți alături de programele Canal 33.